Bine v-am găsit! Azi la meniu avem aripioare. Și o să le prepar cu ananas și cu ghimbir. Mai am aici niște grăsime de rață, puțin vin alb, sare, piper și cam atât. Lângă o garnitură de orez cu legume. Pentru început o să pun aripioarele să le condimentez. Le șterg puțin să nu fie cu apă. Și le pun în tigaie. O să adaug sare, puțin piper, nu mult, pentru că oricum ghimbirul o să fie pișcător. Un ananasul. L-am tăiat bucăți mai mărișoare și ghimbirul o să-l dau prin răzătoare. Dau prin răzătoarea asta mai mare. Acum fiecare pune cât crede că îi place. Și bineînțeles am uitat de miere, puțină miere de albină. O să am nevoie. Cam o lingură de miere de albină. Așa pun și puțină grăsime. Asta am pus-o la congelator. Așa se păstrează bine și când am nevoie, îmi iau. Cam un jumate de pahar de vin. Cred că mai pun puțină sare. Și acum amestec bine, bine tot, ca să intre toate aromele. Cel mai bine e cu mâna. Întotdeauna e cel mai bine cu mâna. Le masăm bine puțin înainte. Și le lăsăm așa cam o jumătate de oră pe puțin. După care o să le dăm la cuptor. Bun. Așa. Le acopăr cu o folie. Le lăsăm să se gândească. Gata. O jumătate de oră și după aceea la cuptor. Da.
Am lăsat aripioarele să gândească destul. Acum le bag la prăjit. Mai amestec puțin încă o dată. Și la cuptor cu ele. De grade, 20-30 de minute, cam așa. Aici am pus apa pentru orez. Eu am un orez integral de la surioara mea, dar merge și orezul normal, bineînțeles. O să pun cam 2 mâini. Nu mai mult, că ne ajunge cât să mâncăm o dată. Și lăsăm să fiarbă. Aici scrie 10 minute. Îl lăsăm 10 minute și vedem dacă mai trebuie. În altă parte o să pun puțin ulei în altă oală. Nu ulei, unt. O să pun. Să pun o lingură de unt. Unde o să călesc puțin zarzavaturile. Eu am zarzavaturi din astea congelate. Las puțin untul să se încălzească. Adaug zarzavaturile. Amestec puțin. Ele fiind înghețate, o să las și puțină apă. Puțină vegeta. Dacă aveți supă de pe carne, puteți să puneți. Eu am de încongelat și am uitat să o dezgheț. Așa că data viitoare. Eventual o să pun puțină grăsime din asta de pe gâscă, o linguriță numai, nu mai mult. Ajunge. Țină sare, piper. În apa de la orez am pus și acolo puțină sare. Și adaug o căniță de apă. Cât să dea un clopot, numai nu mai mult. Pot să le și acopăr.
Și acum nu avem de făcut decât să așteptăm să fiarbă orezul. Și bineînțeles să se prăjească aripioarele. Am întors aripioarele și pe partea cealaltă. Le mai băgăm la cuptor. Orezul este fiert. Îl scurgem de apă. Și îl adaug peste zarzavaturi. Mai las 2 minute pe foc. Și mai adaug puțin ulei de măsline. Când fierbeți orezul, dacă vreți, puteți să-l spălați înainte. Nu prea spun. Mă gustăm să vedem dacă mai lipsește ceva. Lipsesc aripioarele numai. Prin focul. Și așteptăm aripioarele să fie gata. 10 minute, sunt gata și aripioarele. La masă cu voi. Sunt gata aripioarele. Pus orezul în farfurie. Se încălzește camera, încet. Poftă bună și o zi minunată să aveți!